Consiliul Municipal Chișinău a aprobat alocarea 4,4 milioane de lei locuitorilor mansarde care a luat foc la data de 23 octombrie pe strada Ion Pelivan din capitală. Potrivit deciziei consilierilor municipali, proprietarii celor 20 de mansarde distruse în urma incendiului vor fi despăgubiți cu 9.000 de lei pe metru pătrat, suma totală alocată de Municipalitatea Chișinău din fondul de rezervă fiind de 4.400.000 de lei. Conform pretorului sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc, din fondul de rezervă al primăriei Chișinău vor fi alocați bani și pentru construcția acoperișului clădirii în locul mansardei incendiate, întrucât aceasta nu mai poate fi reconstruită. În același timp, mai mulți consilieri municipali au cerut inspectarea tuturor celor circa 200 de mansarde construite în oraș și elaborarea planurilor de protecție împotriva tuturor calamităților. Totodată, Consiliul Municipal Chișinău a refuzat repetat candidatura fostului ministru al Justiției, Fadei Negacevski, la funcția de viceprimar. Este cea de-a doua tentativă de numire a lui Negacevski în postul de viceprimar responsabil de domeniul juridic. La ședința din 28 octombrie, acesta a acumulat 23 de voturi și număr insuficient pentru a fi numit în funcție.